Circa 40 de persoane din administrația publică locală, dar și din ministerele ce răspund de soarta CEO, au participat la întâlnirea gândită de senatorul PSD Florin Cârciumaru. După aproape 2 ore de discuții, secretarul de stat Gelu Vișan a transmis o veste bună. Complexul energetic Oltenia are la ora actuală toate datoriile achitate, cu un buget pe plus, cel mai important aspect fiind legat de disponibilizări. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Energiei, în 2018 nu vor mai avea loc disponibilizări. Așa cum știți, mi-am asumat și am modificat hotărârea ADA, care prevedea pentru 2017 2000 de persoane. S-a aprobat prin AGA reducerea la jumătate a cifrei de personal disponibilizat și pe configurația actuală de cerință de energie și respectiv pentru iarna care vine, nu mai facem disponibilizări, nu mai prognozăm disponibilizări. Suntem la limita capacității, adică la limita acoperirii cu personal a capacităților pe care le păstrăm. Cele 11 capacități energetice rămân în piață și trebuie să asigurăm, conform normelor tehnice, personalul necesar. Ba din contră, suntem în situația să redistribuim personal de altă calificare pe posturile cheie, posturile de operator, electricieni și așa mai departe, și respectiv la inițiativa conducerii să promovăm niște clase pentru copii care să, de școli profesionale, pentru meseriile deficitare care sunt aceleași sudori, electricieni, mecanici. Povești, susține deputatul PNL Dan Vâlceanu. Prezent la întâlnire, liderul opoziției a părăsit sala înainte să se termine ședința. Vâlceanu a declarat că întâlnirea a fost una premergătoare campaniei electorale. Este o întâlnire exact cum am mai avut încă alte 10 probabil până acum, pentru că, așa cum știți, la noapte începe campania electorală. De 10 ani de zile, cel puțin, avem asemenea întâlniri și CEO este tot mai aproape de prăpastie. Eu nu vreau să se întâmple asta și n-am venit aici să particip la un eveniment menit să mintă oamenii. Managerul CEO, Sorinel Boza, îl contrazice însă pe liderul PNL și susține că pentru el ședința a fost una de bun augur, cu atât mai mult cu cât i-a prins pe secretarii de stat pentru a sta de vorbă. Nu, n-a s-a riscat niciun minut. În primul rând, a fost organizată de instituția prefectului această întâlnire, deci părerea mea că sunt doar glume și răutăți. N-am discutat politică, știți bine, dacă unii fac politică, eu n-am făcut niciodată politică, am intrat să discutăm probleme cu care ne confruntăm. A fost o întâlnire, sincer, sunt bucuros că a avut loc, o întâlnire în care am pus absolut toate problemele pe masă. Am stabilit un plan de acțiuni pe care îl vom urmări prima dată din trimestrial, îl vom urmări la prima întâlnire în august. Eu spun că un pas înainte pentru faptul a fost că am avut partenerii noștri sociali lângă noi, am avut Ministerul Transportului, eu zic că e un pas înainte și un lucru pentru deblocarea anumitor probleme cu care ne confruntăm astăzi. Și primarii s-au declarat încântați de întâlnire, aceștia ridicând problema despăgubirilor din zonele miniere.